Acum câteva zile am vorbit despre ce trebuie să faci, ce acțiuni trebuie să faci dacă în stupină, din greșeală, din neatenție, accidental, produci un furtișac, generezi un furtișac. A fost un subiect destul de lung cu prezentarea unei întâmplări reale, din care în urmă cu vreo 10 ani, aproximativ 10 ani, am ieșit destul de șifonat. După acel material am primit cel puțin 10 apeluri de la colegii apicultori care m-au întrebat, măi, totuși, de ce se produce furtișagul? Care sunt catalizatorii furtișagului? Motivele? Este important să le știm, deoarece dacă le știm, putem evita să ne întâlnim cu furtișagul. Dacă sunt dintre voi apicultori care nu le știu, e bine să-și ia un creion, o foaie și să le noteze, caietul de notițe și să le noteze. Dacă printre voi sunt apicultori care știți aceste motive, e bine să le revizualizați, să le ascultați, cele pe care le-am identificat eu, pe care le-am găsit eu, și să le vizualizați, să vi le reîntipăriți în minte, astfel încât tot timpul să fiți în alertă cu privire la acest lucru, mai ales în perioada august-noiembrie, pentru că în perioada asta se poate declanșa oricând. Sigur că, în final, am un sfat pentru toți cei care urmăresc acest material până acolo. Salutare tuturor! Sunt Radu Pandrea. Din punct de vedere al dimensionării, furtișagul poate să fie general, adică să cuprindă toată stupina, sau poate să fie izolat, la un stup sau la un anume rând de stupi, la stupii slabi sau la eroiuri sau la familie ajutătoare, se poate întâmpla treaba asta. Sirop cu miere de albină. Imediat discutăm și de treaba asta. Sirop cu miere de albină, exact. Ne șoptește Vasile. Din punct de vedere a participanților la furtișac, să zicem așa între ghilimele, participanții pot să fie albine din stupina proprie sau pot să fie albine din alte stupine. Motivele generării furtișagului pot fi mai multe de 7, chiar 8 cu cel al lui Vasile. Eu am identificat 7. Dacă voi mai identificați și altele, vă rog, scrieți-le în comentarii. Primul ar fi coloniile slăbite de o anumită boală sau de un anumit parazit, cum e varoa, cum e viespele. Sunt colonii care pot să fie afectate de acest fenomen de furtișag. Lipsa rezervelor de hrană, de asemenea, dacă am stupine care nu au rezervă de hrană, acestea pot să intre într-un furtișag, chiar dacă rezervele lor sunt foarte mici. Administrarea în momente nepotrivite de suplimente sub forma siropului cu un amestec de uleiuri volatile care au un miros foarte puternic, atractant, cum e protofilul sau cum e apiplantul sau cum e polioelul. Aceste produse atrag albinele. Pot produce foarte ușor furtișag. Operarea neatentă din partea apicultorului în care se lasă rame sau ceară în afara stupilor, bucăți de ceară. Bucățile de ceară pot produce furtișag, mai ales în septembrie, octombrie. Albina e înnebunită. Acum, în august, e doar începutul la ceea ce ne așteaptă. Așa că trebuie să fim cu băgare de seamă. Operația de extragere a mierii, dacă nu se face optim, poate să genereze furtișag. Gestionarea incorrectă a mărimii urdinișurilor, la fel, poate să genereze furtișag. Și așa cum a spus Vasile, dacă dăm stupilor un sirop cu miere, un sirop făcut din miere, poate să cauzeze furtișag. Acum, ca sfat, indiferent dacă ești apicultor începător sau cu vechime, indiferent dacă ești amator sau profesionist, e bine să faci o vizită în stupină în fiecare săptămână. Și în vizita aia să evaluezi starea generală a stupinei și pe urmă fiecare urdiniș în parte. Asta la o stupină de 50 de colonii ar trebui să nu-ți ia mai mult de 10 minute. Asta înseamnă evaluare generală și evaluare la urdiniș, nu mai mult de 10 minute. În plus, te sfătuiesc ca întotdeauna să ai la tine un litru de acid acetic, 80%,
cu care să poți limita eventualele situații de furtișat. Îți spun 80% nu glacial, diferența dintre ele e că unul e 80%, are 80% concentrație și celălalt are 98% concentrație. Insist să-l ai 80% concentrație pentru că cel glacial la 16 grade cristalizează, îngheață. Și situațiile de furtișag se produc și la sub 16 grade. Și cu cel glacial nu o să poți face nimic dacă este înghețat. Asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc că m-ai urmărit. Până data viitoare, să ai vreme bună, spor la treabă și sănătate maximă.